Și în weekendul trecut, polițiștii au aplicat un număr mare de sancțiuni contravenționale. În perioada 7-9 iunie, peste 300 de polițiști au acționat la nivelul județului Călăraș pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii și siguranței publice, fiind organizate 8 acțiuni. Acestora li s-au adăugat intervențiile la 143 de evenimente, dintre care 137 au fost sesizate prin 112. Potrivit compartimentului de relații publice, în urma activităților au fost constatate 43 de infracțiuni, 12 persoane fiind surprinse în flagrant delict, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 6 măsuri preventive. Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 226 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 86.000 de lei.